Hai, mai bine, mai bine! Are drept scop să-i omagieze pe cei căzuți pe câmpul de onoare. Atât! Nu faceți ceva de scandal. Ce fac cu textul ăla lui Mihai Antonescu din 8 iulie 1941? Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Nu știu peste câte veacuri neamul românesc se va mai întâlni cu libertatea de acțiune totală, cu posibilitatea de purificare etnică și revizuire națională. Nu am deportat niciun evreu din România. Să vezi filme care le elogiază pe Hitler la televizor? Marșalul Antonescu! Sinistru! După Germania nazistă, țara care a ucis cei mai mulți evrei suntem noi. Ce se întâmplă aici mi se pare extrem de anti-românesc. E adevărat, bani, că ați venit! Hai zic, eu vreau să vină, vă rog, vă rog, vă rog! Vă mulțumesc mult pentru tot! Dum 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 d